Bun găsit, dragi telespectatori, partea a doua la Actual Regional. În platou se află alături de mine domnul Sorin Bota, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule deputat! Bună seara, bine v-am găsit! Îl așteptăm și pe domnul deputat Adrian Oros, deputat PNL de Cluj. Este în trafic, dar din moment în moment va sosi. La un moment dat vom avea și o legătură telefonică în direct cu senatorul UDMR de Cluj, domnul Laszlo Attila. Bineînțeles, îl vom interoga despre pregătirile Congresului UDMR, care va demara mâine la sala polivalentă din Cluj-Napoca. În prima parte, la colegul Mihai Hurezeanu, ați și auzit câte ceva din culisele acestui eveniment politic. Domnule deputat, în așteptarea colegului dumneavoastră, v-aș propune, dacă ar trebui să faceți așa o scurtă prezentare, nu chiar în stil american, dar într-un stil autohton, mai degrabă maramureșan și clujan, despre starea nației la ora actuală, care ar fi punctele cardinale pe care neapărat musai le-ați puncta? Of. Greu? Greu, pentru că... Nu știți de unde să le apucați, sau... Da, sunt prea multe puncte cardinale față de cele clasice. Și aș începe cu partea de... N-aș spune instabilitate, că nu e vorba de instabilitate politică, ci de contre la max. Ca să fiu așa într-un alt stil decât cel de lemn. Da, am înțeles. Da? În care toată lumea este încordată și rațiunea nu mai învinge. Acum, la mare preț sunt orgolile puse în față, într-un moment în care ar trebui să fim mai uniți ca niciodată din perspectiva intereselor politice majore ale României. Lipsa unui proiect de țară asumat de clasa politică, de toți combatanții politici, lipsa acestui proiect de țară face ca astăzi să primeze doar interesul politic personal. Personal însemnând nu neapărat a unui om, ci poate chiar a unui grup sau grup politic. Lucru care, sigur, prin gara noastră mică, România, la scară mondială, trec ocazii, după ocazii, și noi nu reușim să urcăm în trenurile respective. De ce? Întârzie trenul sau... Nu, trenul vede demersul lui, ajunge la fix, nu ca trenurile noastre din România, unde n-avem nici ministru. Nu neapărat pentru că nu ar fi un pic de adevăr în faptul că țara cam aștepta mult de la miniștrii transporturilor în ultimii 29 de ani și toată lumea efectiv a obosit și nu mai are răbdare să vadă experimente cu oameni puși doar politic și care când merg acolo învață abecedarul ministerului. Sau dacă au reușit să treacă de lecția întâi abecedarul, nu mai știu ce să facă la lecția a doua. Adică cum să le lege. Da. Întotdeauna am spus, ministerele economice trebuie conduse de oameni care cunosc bine economia domeniului respectiv. Lucrul acesta este vizibil din avion, dacă suntem la transporturi. Bună seara, domnule deputat, scuzați că vă întreb. Bună seara, bine ați venit în platou. Bine v-am găsit. Un alt punct cardinal ar fi cel legat de momentul actual al opririi funcționării statului în general datorită lipsei bugetului. O lipsă cauzată de o serie de
evenimente, de neînțelegeri pe marginea bugetului de 4 luni, de 5, să spunem, de când s-a creonat. Și suntem astăzi la final de februarie și cred că va mai dura o lună până când vom avea un buget publicat. Așa, așa văd eu lucrurile. S-ar putea să avem o surpriză plăcută din partea președintelui și să lase să meargă așa cum este, pentru că o lună plus sau minus, corecții majore nu se mai pot face și noi nu le vom face, pentru că așa a ieșit în urma tuturor negocierilor și a trecerii prin cele două camere, prin plenul reunit, și este bugetul cel mai mare din istoria României, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al PIB-ului. Este prima dată când trecem de 1000 de miliarde de lei, 1060, deci chiar dacă, să spunem, nu vom avea o creștere economică de 5,5 cât e prevăzută și va fi de 4, tot vom trece de 1000 de miliarde. Și pe care, de consecință, încasările statului vor fi iarăși încasări record și nu merg mai departe decât în urmă cu 14 ani, da? Bugetul era exact de 4 ori mai mic. PIB-ul era exact de 4 ori mai mic. Și atunci am reușit în perioada respectivă să mișcăm lucrurile, să arătăm niște cifre credibile partenerilor europeni în special și instituțiilor financiare internaționale cu care eu eram în dialog permanent prin fișa postului de la Ministerul Transporturilor. Și am atras finanțări foarte bune, am demarat proiecte foarte bune la vremea respectivă și astăzi, dacă multiplicăm cu 4 totul, este clar că se pot face lucruri foarte mari. Lucruri care sunt prevăzute în buget. Din păcate, opoziția, sigur, asta e menirea ei, să critique, să se opună, să spună că nu-i bine, nu bine, sunt speriați de aceste cifre, că dacă vor și ieși, ei pot să plece acasă în vacanță încă 4 ani de zile. V-ați tras sufletul, domnule deputat. Și atunci întârzie și blochează ca să nu realizăm în dauna și detrimentul, sigur, am ținut așa o pauză ca să vă trageți sufletul și am intrat pe tematica. N-a prins toate punctele cardinale, dar... Le-a prins, domnul deputat, probabil până a fost cablat de colegii mei în regie. Suntem la capitolul starea nației, dacă ar trebui să o creonați așa pe scurt. Domnul... Și trenurile, cele care vin și trec, nu numai cele, mă refer la cele interne, da? Mai ales la cele europene și cele internaționale, la contextul în care suntem din punct de vedere al conducerii Consiliului European, la capitolul transportul și energie, sigur, la energie există cine să facă acea reuniune, dar la capitolul transporturi, oricine merge care nu cunoaște subiectul și nu este pregătit și nu stăpânește, o să fie un gestionar al problemelor altora. Noi nu vom avea tupeu să mergem cu problemele pe care le vedem noi din perspectiva noastră românească și avem Dunărea, care e o poveste lungă de 7 ani cu planul Dunării și nu se întâmplă nimic concret, fizic, financiar, și problema transportatorilor rutieri care sunt astăzi împrăștiați în Europa și care se văd încorsetați de competiția europeană, care până la integrare și după integrare ne-au pus condiții nu cumva să ieșim pe piața europeană, după ce totuși au trecut acele perioade de monitorizare și de interdicție, am ieșit pe piața europeană și au dat seama și ei știau foarte bine că suntem o forță în transportul rutier. Am fost o forță, suntem o forță și astăzi se sperie de noi și fac tot ce se pot face pe capitolul mobilitate, astfel încât transportatorii noștri să nu mai poată concura cu ei în condițiile, hai să spunem, românești, a economiei românești în Europa, am exportul înțeles de servicii de transport, și vor să ne forțeze astfel încât avantajele pe care noi le avem de acasă să nu le putem exporta în piața europeană. M-ar interesa ideile la acest capitol ale domnului deputat Oros. Care ar fi punctele cardinale ca să fim în aceeași linie cu cele expuse de colegul dumneavoastră Bota? Punctele cardinale referitoare la starea nației. La starea nației.
Eu am introdus un punct bugetul, da. Da, era bugetul unul. Și proiectul de țară care bugetul, e total lipsă. Bugetul este unul din aspectele care definește starea nației, pentru că la fel cum spunea colegul meu, domnul deputat, și care sigur se referea la o perioadă de acum 14 ani. Acum trebuie să revenim în actualitate și discutăm despre actualul guvern, condus de Viorica Dăncilă și de domnul Dragnea și domnul Vâlcov, care n-a fost în stare să prezinte un proiect de buget Parlamentului. Deci n-are nicio treabă opoziția că ei n-au fost în stare să depună un proiect de buget, care a trecut într-o săptămână. Sigur că n-a fost acceptat aproape niciunul din amendamentele opoziției, iar noi am fost nevoiți să votăm împotriva acestui buget, care este un buget antidezvoltare, care nu rezolvă nicio problemă importantă a țării, pentru că nu bugetează suficient exact acele sectoare care sunt cele mai importante. Infrastructura de care domnul deputat vorbea, sănătatea și educația. Apoi, acest buget, și n-o spunem noi, o spun toți primarii, toți șefii de administrații publice locale, practic devalizează bugetele administrațiilor publice locale, pe de-o parte. Pe de altă parte, se bazează pe niște indicatori economici pe care, în care nu crede chiar nimeni. De o inflație de 2,8. Chiar nimeni n-are cum să nu o inflație de 2,8 măcar, când anul trecut majoritatea inflația, crede. Măcar majoritatea parlamentară, cred eu, dacă stau și mă gândesc. Bugetul a fost creat de domnul Vâlcov. N-are nicio treabă majoritatea parlamentară cu acest buget, vă spun cu siguranță. O creștere economică de 5,5% când anul viitor, anul trecut a fost doar 4% și toată Europa, inclusiv România, este într-o scădere a creșterii economice. Deci toată lumea știe. Consumul pe care s-a bazat multă vreme această guvernare PSD-ALDE ca factor de creștere a scăzut foarte mult anul trecut și va scade în toată Europa. Investițiile nu sunt. Și atunci cursul... Acestea sunt previziuni pe care cursul, le spuneți dumneavoastră vis-a-vis de Europa și de... Pentru că eu am văzut... Nu, noi sunt studii ce s-a întâmplat anul trecut la noi și ce s-a întâmplat anul trecut în Europa. Deci consumul este în scădere. Creșterea economică este în scădere în toată Europa. Deci de aceea, sigur că au scris aceste indicatori economici ca să poată contura până la urmă un buget. Asta a fost și dificultatea scrierii acelui buget și așezării lui pe hârtie, pentru că trebuia totuși să acopere cu niște cifre și 3 luni de zile au reușit să facă. S-a mai întâmplat, domnule deputat, și în trecut cifre, când s-a mai întârziat cu prezentarea bugetului. Dar vă întreb așa, să fim optimiști până la o adică, până la proba contrarie. Dacă toate aceste cifre despre care mi-aș dori să fie a vorbit și domnul Botta și dumneavoastră, Și dacă vor fi pe bune? Eu cred că orice om normal din această țară își dorește ca acest indicator să fie. Dar, repet, modul cum au fost prioritizate capitolele în buget ne-au făcut să votăm împotriva acestui buget. Am depus foarte multe amendamente pe care noi le-am considerat benefice, atât pentru educație, cât și pentru sănătate, cât și pentru infrastructură. Niciunul din aceste amendamente nu au fost acceptate, nici măcar amendamentele care se refereau la județul nostru și la vorbim despre două județe, pentru că vorbim și despre Maramureș. Regiunea noastră. Niște proiecte mari care se refereau la toată regiunea. Domnule deputat Botta. Eu zâmbesc un pic. Zâmbiți, știu. Domnul coleg al dumneavoastră spune așa, infrastructura, problemă, sănătatea și educația. Cu ce contraargumente veniți dumneavoastră? La educație e cel mai mare buget care a fost până astăzi din punct de vedere al procentului, care sigur, ca sumă este una, dar și procentual se alocă cel mai mult. Nu vor să-l accepte. În general nu vor să accepte bugetul cum l-am gândit noi. Este firesc. Noi suntem de o parte a eșichierului politic, centru și centru stânga, și ei sunt pe partea dreaptă. Dar eu n-am pretenția să fie de acord cum vedem noi mersul economiei și așezarea lucrurilor în România. Când vor câștiga ei, vor face după cum au filozofia proprie. Vor câștiga cei de la PNL, din punct de vedere al administrațiilor locale, este o, hai să spunem, o mică revoluție în modul de așezarea, modul în care se încasează banii, că tot au spus, vrem banii noștri, banii noștri, noi am adus firme și ne luați banii la București. Luați tot. Dar atunci luați și toate problemele locale. Exact cum a fost cu problema aici salariilor. Aici este cheia. Problema salariilor. S-au mutat taxele de la angajator,
la, în salariu brut și s-a schimbat filozofia de impozitare și de socoteală a forței de muncă. Nu e bine, nu e bine, ce o să fie un dezastru. Uite că după un an de aplicare ajungem anul ăsta să prognozăm prima dată excedent bugetar la sistemul de pensii. Deci, noi credem în filozofia noastră fiscal-bugetară, în modul în care vedem noi așezarea lucrurilor în economie. Din punct de vedere al sănătății, am pornit o reformă și am oprit exodul de medici. Investițiile în toate rețeaua spitalicească mică și medie din România, care nimeni n-a băgat-o în seamă în ultimii ani, am redeschis spitalele închise de dreapta și așa mai departe. Din punct de vedere al infrastructurii, da. Vorbiți de acele spitale închise când și, era da, și alea, da. PDL-ul cu DMR-ul la guvernare, și era da. Ministrul domnul Ceche. Exact. Când s-au închis foarte mult. Din punct de vedere al infrastructurii, de aia zâmbeam. Că în Comisia de Transporturi am pretenția că suntem colegi care pricepem cel puțin despre transporturi. Și colegii de la, din opoziție au venit și au făcut amendamente fără să consulte fișa că ei n-au văzut, că e sumă globală. Păi vi s-a prezentat și s-a spus la toate proiectele. S-a mers pe o filozofie de a bugeta la maxim toate proiectele, de a forța ca toate proiectele să se închidă cel puțin cu un an mai devreme. Astfel încât să se facă actele adiționale aferente, permise din punct de vedere legislativ, astfel încât constructorii să fie stimulați, dacă vor să și lucreze și vor să și încaseze banii care și-au prognozat de ei și profitul care și-au prognozat, să-l facă, pentru că până acum nu aveau alocarea bugetară. Acum le-am dat sumă completă și au venit cu amendament la proiectul X să suplimentați cu 10 milioane de euro. Dom'le, dar 10 milioane de euro e peste contract. Adică eu de aia zâmbeam, că au făcut amendamente de genul acesta. Cum să le accept? Sigur, am și eu semnele mele de întrebare din punctul ăsta de vedere, că acele firme se vor mobiliza, vor face proiectele într-un an de zile ce trebuie să facă în 2 ani. Am înțeles. Politicile trebuie fiscale... Trebuie făcute niște reforme în companie, în minister și așa mai departe și la companiile respective constructoare. Dar sperăm să le facem în anul ăsta. Investițiile acestea mari, dacă se fac, că noi le-am asigurat resursa, aduc în o întoarcere în economie de 40%. Asta e media. La un miliard investit, ai 400 de milioane. Noi le-am ținut cont de astea. Domnule vicepreședinte, vă dăm banii să terminați toate astea, aceste proiecte. Asta înseamnă o revenire la buget de 40% din fiecare proiect. Înseamnă atât a venit, înseamnă atât creștere și așa mai departe. Domnule Oros, eu așa înțeleg de la colegul dumneavoastră. S-a maximizat peste tot, mai peste tot, tot ce se putea în bugetarea diferitelor domenii. Dumneavoastră, colegii dumneavoastră au venit și au mai plusat peste plusul acela care a fost prins în, deci în proiecția bugetară. Au venit și au plusat punctual pe anumite tronsoane, pe anumite sectoare. Cu ce diferă, ca să înțelegem și mai bine, cu ce diferă filozofia financiară, fiscală a PNL-ului la ora actuală față de cele expuse de domnul Este Bota. Vorba, pe de-o parte, de modul cum au fost prioritizate aceste investiții. Noi considerăm că unele investiții sunt mai prioritare, dar și de modul cum a fost execuția. Păi, pentru că vă dau un exemplu. Cel mai bine pe exemple. Restul povești. Execuția bugetară pe anul trecut, luate de la ministere, pe sănătate, execuția bugetară a fost de 65%, chiar dacă pe hârtie a figurat ceva. Pentru că nu erau bani. Pe educație, 88,3%. Pe turism, 58%. Vă dau doar câteva exemple unde execuția bugetară a fost departe de ceea ce s-a... de investiții în domeniile astea. Departe de ce s-a prognozat. Și noi sperăm să se termine. Și ce prognozăm anul ăsta. E vorba de bugetul pe sănătate, din care s-a executat 65%. Despre asta povestim. Bugetul pe 2018. Repet, în opinia noastră, acest buget fiind făcut pe genunchi, fără să se bazeze pe niște cifre reale și fiind făcut nu de către specialiști. Acum știm cu toții cine populează acest guvern. Pentru că cred că și domnul deputat este jenă de cine face parte din acest guvern. Iar bugetul efectiv a fost scris de domnul Vâlcov și domnul Dragnea. Că ceilalți miniștri chiar nu contează. Și nu oamenii politici trebuie să scrie bugetul? Și specialiștii pe care îi ai?
Da, vă dați seama dacă domnul Vâlcov a scris bugetul specialist? Păi nu, dar el nu e și specialist? Bun, n-a fost, n-a am fost înțeles primar, acum, nu este economist, a terminat șef de promoție ASEUR și nu se, înseamnă că nu știe economie? Și la prioritizare aveți o mică mare problemă vis-a-vis de cum au pus pe hârtie colegii de la PSD-ALDE. Dacă ar fi fost pixul în mâna dumneavoastră, care ar fi fost prioritizarea? Păi v-am spus, pentru educație. Aveam niște programe concrete pentru care avem pregătite și legi, multe legi le-am depus, dar sigur stau prin insertare. Legat de învățământul profesional și învățământul dual. Cred că de a treia sau a patra oară am depus un proiect. În celălalt mandat eram membru în Comisia de Învățământ și împreună cu colegii mei am depus bine, proiecte și acasă în concrete învățământului, pentru că mai sunt învățământul și profesional care nu... și învățământul dual. Proiecte concrete legate de modul cum s-ar putea face acest lucru foarte repede, și în așa fel încât să stimulez și agentul economic. Și nu v-au băgat în seamă cei de la PSD-ALDE. Nu, și de ce n-au fost nici bugetate. Apoi, eu nu spun că nu i-am băgat în seamă. Dublarea numărului de consilier școlar, pentru că despre asta este vorba. Astea sunt problemele principale în învățământ. Masteratul didactic, care este în legea educației de 8 ani, niciodată nu a fost pus în practică. Și două proiecte pe care le-am depus, pe care în parte domnul Dragnea cu copy-paste le-a preluat, tot așa niște proiecte mai vechi, de ale noastre din 2015, în parte au fost luate ca și proiecte pilot de către guvernarea Cioloș, anume de a preveni abandonul școlar, care este foarte mare și oricine, oricine povestim, știm că în România, indiferent de zonă, rural sau urban, abandonul școlar, mai ales bine, abandonul școlar este foarte mare. Cred că nu este un lucru specific care și poate noi, fi pus în cărca. Am venit cu două proiecte legate de programul școală după școală, cu acordarea unor vouchere pentru cei care vin la școală și fac acest program, deci, și programul masă caldă la școală. Dar asta e bugetat. Programul masă caldă este bugetat bine, în toată țara. Oricum nu o să deslușim noi acum, pentru că oricum bugetul, programul de vouchere am considerat că nu domn, se poate oricum aplica. Oricum legea bugetului stă, dacă până acum, cum a spus și dumneavoastră, o parte stă în diferite sertare, acum stă într-un sertar bine păzit la Cotroceni. De ce stă în acel sertar bugetul, legea bugetului de stat? Domnule Bota. Președintele nu analizează din două puncte de vedere, din două perspective. Perspectiva constituțională și perspectiva filozofiei bugetului. A găsirii la unor... ce ne așteptăm? Sunt trei variante. Unu, îl întoarce în Parlament. După care oricum. Doi, îl trimite la Curtea Constituțională. Acolo e mai lungă treaba. Mai lungă treaba, după da. Ce iese de la Curtea Constituțională, intră în Parlament, iar merge la președinte. Președintele iar poate să-l întoarcă în Parlament. Asta e calea cea mai lungă. Asta se poate juca până când? Sfârșit de martie. Sfârșit de martie? Da. Și varianta 3 îi dă drumul. Da. De ce stă acolo legea bugetului? Și până, exact cum spunea și domnul deputat, până când va sta? Trebuie analizat. Păi dacă dâșilor care erau la putere aveau toate datele, aveau ministerele, aveau specialiști, cum spunea domnul deputat, și au întârziat depunerea bugetului în Parlament, care avea ca deadline 15 noiembrie, au întârziat cu 2 luni jumate. Într-o săptămână nu poate președintele și cu cei care lucrează, pentru că nu președintele singur analizează bugetul, să-l analizeze doar într-o săptămână. Eu sunt convins că cu unele corecții și cu unele... Dar care variantă o vedeți plauzibilă din cele expuse de colegul dumneavoastră? Cu Curtea Constituțională, cu întoarcerea în Parlament? Eu nu cred că va fi la Curtea Constituțională, dar cu siguranță vor fi unele observații. Și atunci va fi întors în Parlament? Dar mai vă întreb eu așa, pentru că dumneavoastră a spus că au întârziat colegii de la PSD-ALDE cu 2 luni, da? Prezentarea... Dar 15 noiembrie, da, data limită, să zic. Asta implică și simplul fapt că președintele țării zice așa, dacă au întârziat ei, hai nu să mai întârzi. Nu a dat avizul CSAT în noiembrie ca să putem să introducem bugetul atunci. Că nu a fost de acord cu... schema propusă la momentul respectiv. Bun. Domnul coleg al dumneavoastră a pomenit și de acele două ministere. N-am cum să nu vă întreb, pentru că în decursul acestor ani ai democrației noastre românești, eu nu mi-aduc aminte de astfel de situații în care săptămâni bune, poate câteva luni, s-a tot propus din partea celor de la PSD-ALDE doi ministeriabili, adică două nume pentru diferite ministere, cum spuneți și dumneavoastră și toți, cheie, în special într-un an
cum îl avem noi cu președinția rotativă. Investițiile toate în țară, 80% merg prin acele ministere. De ce? Cu ce vă explicați, domnule vicepreședinte Oros? Păi, de ce e acest joc? Pentru că, de fapt, probabil e un președintele joc. A considerat că cei doi care au fost propuși fuseseră demiși înainte de, din alte ministere. Nu și-au făcut treaba la alte ministere și de ce ar fi potriviți la alt minister două persoane care au fost împărate nepotrivite? Asta este varianta oficială în PNL? Da, eu așa consider. Deci dacă doamna Olguța Vasilescu nu și-a făcut treaba și a dat peste cap tot sistemul de salarizare și de pensii, așa zis, un sistem unitar... Pensiile excedentare. Și le-a tot amânat. Nici măcar legea n-au respectat-o. Trebuia să le dea de la 1 ianuarie, le-au amânat pentru 1 septembrie. Bine, deci, dar acum... Urmează alegerile prezidențiale. Este... Nici nu puteam să le aplicăm de la 1 ianuarie când aveam bugetul și nu l-aveam acum bugetul. Acum este un blocaj. Cum se poate ieși din acest blocaj? Nu știu, am înțeles că au fost nominalizați, da. Sau vor fi nominalizați. Nu știu dacă a plecat. Au plecat spre președinție alte nominalizări. Și la președintele le va examina. Acolo a expirat deja termenul de interimat pentru cei doi miniștri interimat la cele două ministere. Și acum pare să că în aer, inclusiv ședințele de guvern sunt puse sub semnul întrebării, fără cei doi miniștri. Se nominalizează un alt ministru, nu cel care a fost interimar, alt ministru interimar încă 45 de zile. Aceasta va fi varianta? Asta e varianta legală. Dar există proceduri pentru... Da. Nu. Și e greu să comentez mi se pare de așa. Ce președintele acceptă, nu acceptă. La început încă n-ați sosit, poate că n-ați prins această frază a domnului Bota, domnule Oros, că de fapt... suntem martorii unei orgoliade. Am tradus în limbajul meu. Deci, parcă e un festival al orgoliilor acum în România, care pe care, dacă ai întârziat, întârziu și eu, dacă n-a fost bun la ministerul respectiv, hai că n-o să semnez pentru un alt minister. Și stăm și ne gândim până când și de ce. 2 ani. Pe 2 ani electorali. Păi eu vă întreb altfel. De ce ar semna în 5 minute președintele o decizie care trebuie să o analizeze doar că așa vrea domnul Dragnea? Atunci de ce mai este președinte? Hai să desfiți funcția. Dacă l-am scoate din ecuația aceasta pe domnul Dragnea. Nu, sau premierul care nominalizează. Păi de aceea sunt mai multe etape. Se nominalizează un ministru și se trimite către președinte. Și președintele are un răgaz în care trebuie să analizeze și poate să refuze cu motivații. Am înțeles. Să revenim un pic la oile noastre, adică la zonele pe care le reprezentați. Domnul Bota reprezintă zona Marea Mureșului în Parlamentul României, adică în Camera Deputaților. Dumneavoastră sunteți pe zona Clujului, cu rădăcini în zona Marea Mureșului. Da, cu rădăcini. Mulțumesc, și colegul. Mulțumesc foarte mult pentru corecție. La nivelul celor două zone, celor două regiuni, care sunt prioritățile prin prisma activității dumneavoastră, domnule Bota? Infrastructură, noi în acest an sperăm și avem toate datele chiar până la vară, până la jumătatea anului, în mod normal, așa calendarul, dar să spunem că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, constructorii mai trebuie să și vrea să lucreze și să-și încaseze banii care i-au contractat, să finalizăm rețeaua de drumuri naționale de modernizat în Marea Mureș, să începem proiect comun, să spunem, și cu Clujul și cu celelalte județe din nord-vestul României și nordul țării, autostrada nordului, studiu de fezabilitate, Satu Mare, Baia Mare, Dej, Bistrița, Suceava, un proiect ambițios, un proiect nou de viitor, nu e un proiect care, spunem noi, l-anunțăm astăzi, dragi români, noi începem, că nu ne cred de nimeni că nu e făcut nimic la el. Acum începem primul studiu, să-l contractăm undeva anul viitor, să se finalizeze, astfel încât nou ciclu electoral, politic, european și național să aibă un proiect pus pe masă într-o anumită variantă. Și avem semnate în această iarnă, așa au fost, așa au ieșit
procedurile din licitație, absolut toate drumurile județene în modernizare. Deci în acest an, tot ce este nemodernizat la nivelul drumurilor județene urmează să fie modernizat. Da, drumul Codrului, de la granița cu județul Sălaj spre Baia Mare, drumul de la Gâlgău-Sălaj până la Târgu Lăpuș și Valea Izei, cunoscuta Valea Izei, 70 de kilometri, cel mai turistic drum probabil din România. În afară de drumuri? În afară de drumuri se finalizează și pornește proiectul integrat de deșeuri, de administrare deșeurilor în județul Maramureș. Sunt finalizate lucrările. Și acolo s-a lucrat, s-a jucat în prelungiri, ca și în județul Cluj? În județul Cluj, cred că intrăm în prelungiri în următorul ciclu politic. Pentru după că aici 2020. Era deja un sport. Da, noi am reușit acolo să managerem în ultimii 3 ani de zile, de când e prima dată, de fapt, când în Maramureș există președinte PSD la Consiliul Județean, doar din 2016. Până atunci n-a fost niciodată. Și am reușit să reparăm ce era de reparat și să le aducem la Două chestiuni foarte importante final. Pe care le-ați ridicat. Ca proiecte mari. Prezentat. Ca proiecte mari care da. Domnule Oros, toată comunitatea de acolo va beneficia. La nivel de județ, prioritățile. Prioritățile sunt aceleași ca și în ultimii ani. Sunt priorități care noi considerăm că sunt vitale atât pentru județul Cluj, dar cât și pentru întreaga zonă și mă refer în primul rând la aeroport, devierea Someșului și prelungirea pistei până la 3500 metri, astfel încât să poată opera cu toate tipurile de nave. De când e pe tapet chestiunea aceasta? De mult. Mi-amintesc că în 2012 domnul Dragnea era ministrul dezvoltării și venea la Cluj pe malul Someșului și ne explica cum o să aloce bani să putem devia Someșul și să putem prelungi pista. Iată că de vreo 7 ani e asumată de către socialdemocrații clujeni. Anul acesta, din păcate, nu i-am simțit alături de mine pe cei care fac parte din actualul grup de la Cluj, care sunt total incapabili să susțină proiectele Clujului. Grupul de la Cluj? În ce sens grup de la Cluj? Ca să punctăm. PSD-ALDE. Grupul politic PSD-ALDE. Deci nu acel grup de la Cluj. Nu, actualul grup de la Cluj. Am înțeles. Deci, pentru că, a vrut să le păstrez puțin de nota asta nobiliară, dar și-au pierdut-o. Când intrăm în discuții publice despre grupul de la Cluj, se înțelege cu totul și cu totul altceva. Eu am spus actualul grup de la Cluj, care este incapabil bine. Și care, din păcate, nu contează la nivelul leadership-ului. Apoi, Spitalul Regional de Urgență, care va trebui până la urmă să încercăm să-l luăm pe cont propriu. Domnul Tișe, ba, vrea, ba, nu vrea. Pentru că adică președintele CJ-ului. Păi, oricum, Ministerul Sănătății nici nu vrea, nici nu poate. Ba, da, poate, dar următoarea etapă. Nu poate. A fost în programul de guvernare, se termină guvernarea, nici n-a fost început niciunul din cele 8 spitale. Am înțeles. Apoi centura de est a Clujului, care la fel a fost cuprinsă în master plan și desenată frumos pe tablă de domnul Ioan Rus, a fost uitat. De anul trecut, municipalitatea clujană a preluat această treabă și nu e gata studiu. O să-și facă treaba pe banii, în 2 ani, pe banii care municipalitatea are. Sigur că aici necesitau bani naționali, dar banii se duc în altă parte. Municipalitatea Cluj a cerut proiectul că vă face mai repede și a trecut un an jumate și nu au făcut nimic. M-ați rugat, domnule, scuzați-mă, deputat. E domeniul care foarte îl critic în fiecare trimestru. Breaking news, zice așa Simona, deși breaking news nu se mai folosește în televiziunea română, mi-am permis doar să citez acum. Simona Halep învinsă în sferturile de finală de la Dubai, după un meci de mare luptă. V-am dat o știre așa în premieră. Mulțumim. Scuzați-mă, domnule deputat, că v-am întrerupt. Deșeurile, pentru că vedem la Maramureș se lucrează. La Cluj se tot spune, se pune pe hârtie și iarăși revin la domnul președinte Alin Tișe, exact ca și cu aeroportul, ca și cu spitalul regional, ba se vrea, ba nu se vrea, ba se face, ba nu se face și nu prea înțelegem care e miza. Haideți să fie foarte clar. Deci spitalul și aeroportul sunt investiții naționale care trebuie sprijinite de la nivel național. Din coace, legat de acest MID, sistem de management integrat al deșeurilor. Sigur, știm cu toții ce s-a întâmplat pe parcurs în timpul execuției, s-au prelungit lucrările, au fost și probleme de mediu,
o parte dintre ele s-au rezolvat, o parte încă mai trenează. Ce informația mea de la Consiliul Județean că în acest an se va rezolva și acest mit. Dar astăzi conducerea liberală a județului a comunicat că pe banii județului, cu un teren donat de Municipalitatea Clujană, se va face spitalul pediatric monobloc, tot cu veleități regionale, undeva la 700 de paturi, pentru că trebuie să recunoaștem că copiii din toată Transilvania vin și se tratează în Cluj, în peste 14 structuri care funcționează astăzi, în care funcționează astăzi acest spital de copii. Va da, fi undeva în zona... Da, de doamna ministru astăzi, va fi... Anunțul acesta cu spitalul pediatric monobloc. Păi nu știu ce treabă are doamna ministru, pentru că a făcut pe terenul municipiului Cluj din banii județului. Pe doamna ministru poate să undeva vină. Pe un flux, undeva doamna ministru trebuie să rezolve problema spitalului regional de urgență. Da. Banii aceia să se rezolve. Asta e problema dânsei. Bine. Dacă îmi dați voi puțin, da, vă rog. Să mai clarific o dată, și cu această ocazie, și pe acest post de televiziune. Vă rog frumos. Spitalul regional avea alocat pentru 3 spitale 150 de milioane de euro, 50 de milioane de fiecare, lucru care era total insuficient dacă luăm în considerare că un spital se duce undeva în jurul cifrei de 400 de milioane. Și atunci am luat decizia. Studiul de fezabilitate este gata, a fost în noiembrie sau în decembrie prezentat la Prefectura Cluj în dezbatere publică. Eu am fost prezent, nu știu ce la parlamentar clujen dacă au fost, în calitate de atât de clujan, cât și de parlamentar regional. Da. Că e un spital regional. S-a prezentat cum va arăta spitalul, problemele lui, valorile care sunt necesare. S-a trecut la etapa de proiect tehnic, ca să faci proiectul și proiectul de dotare aferent acestui proiect tehnic finalizat, care durează foarte mult pentru că nu faci doar o căsuță, faci dita mai spitalul regional. Și se termină acei bani. Și atunci am luat decizia. Din acei bani se, cam termină și se fac toate studiile, pregătirea, locarea utilităților și tot ce este de necesar pentru a putea demara lucrările fizice. Și în următorul ciclu 2020, când începe 2021, să înceapă o alocare mai consistentă ca să putem să-l și facem cu 50 de milioane. Scuzați-mă. Până la 400. Bun, de unde să dau acei bani? Păi, a spus, în următorul ciclu, se va desena în politica financiară aferentă investițiilor în România cu fonduri europene, sumă consistentă pentru toate spitalele regionale. Pe această temă, vă rog să având mai... proiectul matur, pregătit, gata vreau de... Vreau doar să sublinez că alocarea aceea insuficientă a fost făcută tot de către PSD. Și suntem pe cale să pierdem banii, la fel cum pierdem cei 5,5. Nu se pierde nimic. Deci se pierde sau se pierde. Se consumă toți banii aceia în pregătirea proiectului la fel cum și aducerea pierde, lui în stadiu de start construcție. La fel cum vom pierde cei 5,4 miliarde de euro pentru infrastructură, fapt declarat de către comisarul socialist, Corina Crețu, nu de către un comisar PPE. Comisarul mai hai să înțelegem pe colega Crețu, Corina Crețu, care acum a trecut într-o altă barcă. Contează. Ea spune că România va pierde cele 5,4 miliarde pentru infrastructură. Mai vedem, în până în 2023 putem să cheltuim. În timp ce PSD-ul caută parteneri liniștiți. Să vedem ce se va mai întâmpla. Dacă am discutat an bun despre tematica aceasta, o să mai discutăm în mod sigur. Dacă tot eram la capitolul sănătate, spitale, n-am cum să nu vă întreb, domnule Bota, despre hemoragia din PSD. Ce hemoragie? Hemoragia colegilor, prin colegii dumneavoastră care aproape zilnic părăsesc câte unul, câte doi Partidul Social-Democrat. Eu nu țin minte... Se alătură domnului Victor Ponta sau rămân neafiliați? Eu nu țin minte în ultimii 20 de ani, să spun, de când pot să-mi permit să spun că țin minte bine scena politică. Da. Ca în a doua parte a oricărui mandat să nu existe astfel de mișcări de trupe, reorientări, reașezări, alte alianțe, spargeri de alianțe și așa mai departe. Dar deci este o mișcare... Parcă buba se tot umflă. Firească. La... Este o mișcare firească ce are loc în a doua parte a oricărui mandat. Astăzi are loc în ograda noastră. Mai aveți majoritate în cameră? Avem. Când trebuie, avem. Doar cu ai dumneavoastră sau...
astăzi este un guvern... Nu de guvern vorbesc. Constituit dintr-o alianță politică de două partide și susținut de încă două grupuri politice, celul de mers și cel al minorităților. Suficient. Parțial. Suficient. Până, da, parțial. Până în 10 voturi. Suficient încât am demonstrat tot timpul că avem acea majoritate necesară la vot. PSD-ul sigur, dacă ne numărați fizic, bob cu bob doar PSD-iști, da? Nu. Nu avem. Cu ALDE? De-aia suntem într-o alianță. Cu ALDE deja aveți? Cu ALDE avem. Avem. Aveți, avem. Aveți. Și plus cele... Sigur, dacă lipsesc doi cumva din sală sau trei din sală sau cinci sunt în guvern și sigur, așa mai departe... Sigur, ce vă întreb, ați depus moțiunea simplă împotriva domnului Toader? Da, sigur, da. Am depus-o, dar biroul permanent al Camerei o analizează încă și nu a fost fixată data în care moțiunea va fi citită și va fi votată. Noi am depus. Sau miercuri, probabil. Vă bazați pe cei care au plecat din PSD către alte zone politice? Păi, acum, teoretic, adică ar trebui să ne bazăm pe dânsii, pentru că dânsii au plecat spunând că ce face PSD și ALDE nu este bine. Deci, logic, ar trebui să avem și voturile domnilor lor. Dar, așa cum a spus domnul Bota, și la dumneavoastră se face numărătoarea asta cu bob cu bob? Adică, cât vă lipsește? Știm că de la o zi la alta, cum a spus dumneavoastră, tot mai evadează către unul. Dar pe mine, sigur, mai puțin mă preocupă bătăile astea dintre găștile din PSD. Da, reformulați asta. Că au probleme cu găștile de la ei. Mai greu. Chiar dacă e vorba PNL, de oricare partid, reformulați, domnule deputat, asta cu găștile. Reformulați cumva să fie mai comestibil și pentru CNA. Ah, pentru CNA. Și pentru CNA. Grupările. Grupările Pantele, grupările Dragnea, grupările Bădălău, sunt foarte multe grupări acolo. Dacă această mișcare de trupe în sânul PSD nu ar afecta și guvernarea, pentru că, vedeți, miniștrii aceștia care apar peste noapte, de care se miră și colegii din PSD cum apar tot la aceste negocieri, decât să-ți plece câte o grupare, mai pui câte un ministru, nu știe el nimic, dai din gruparea X. Și atunci se întâmplă... Adică să fidelizeze gruparea respectivă. Să fidelizeze gruparea respective. Pentru că niciodată Partidul Social Democrat n-a avut o garnitură atât de slabă de miniștri. Niciodată. Întotdeauna a avut oameni cât de cât bine pregătiți. De data aceasta nu există nici măcar unul care să priceapă la ce face acolo. Pentru că fiecare aparține aparține la o asemenea grupare și poziția lui acolo este dată de dacă gruparea respectivă mai rămâne sau nu în ecuație. Domnule deputat, din păcate. Bota, stați prost la resurse umane sau care este problema? Nu stăm pe la resurse umane. Păi nu, pornind de la cele spuse de colegul dumneavoastră. Adică nu sunt miniștri capabili, adică e o garnitură slabă, ca să îl parafrazez pe domnul deputat. Ministrul este vinovat și dacă femeia de serviciu din minister în ziua respectivă... Asta e bancul acela, cu da. Șapcă, fără șapcă. Exact. Deci, este foarte ușor să spui că nu se pricepe dacă aparatul lui nu lucrează, pentru că aparatul lui este moștenit și nu l-a putut reorganiza. Și nu se poate schimba aparatul de lucru? Și sau e mai încă cu n-am reușit să introducem acea prevedere legislativă. Cine câștigă vine cu garnitură până la nivelul X de funcții și când pierzi pleacă garnitura și vin ceilalți. Interesant pe stil american. Pe stil american, așa se procedează. Cum noi avem garnitură de la țărniști încoace, mai avem oameni în ministere moșteniți și reciclați aici, și așa mai departe. Aici cred că e foarte cunoscător, și, domnul deputat. Nu neapărat cu problema acei oameni nu sunt neapărat foarte buni sau buni. Nu vor. Aici e problema. Nu vor. Și dacă fac și politică activă sau pasivă, sunt simpatizanți unor altor partide, e natura lucrurilor să opună, să frâneze, să întârzie și așa mai departe. Se apropie cu pași repezi, nu numai finalul emisiunii, mai avem câteva minute bune, dar alegerile europarlamentare, care anul acesta, în ediția 2019, are o miză tot mai mare și mai mare din toate punctele de vedere, așa cum reiese din viața politică românească și nu numai, cea europeană. La un moment dat, domnul Bota a pomenit de aliații
PSD ALDE altele decât PSD ALDE din Parlament, adică făcea referire la grupul UDMR, care face parte din Partidul Popular European, unde sunteți și dumneavoastră parte, Partidul Național Liberal, și stau și mă gândesc că nu se vor face niște regrupări înainte de congresul, înainte de alegerile europarlamentare și cu ocazia congresului UDMR, pentru că se vorbește în târg, domnule Oros, că s-ar dori o colaborare mai strânsă cu UDMR-ul, exact pe planul acesta al familiei politice a Partidului Popular European. Deși la această masă, acum două săptămâni, președintele Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban, mi-a spus că n-a primit invitație la congresul UDMR care va începe mâine, și vedem că este reprezentat partidul dumneavoastră de prim vicepreședintele venită pe vremuri, nu? Dintr-un alt partid, doamna Turcan. Sigur, acum legat de alegerile acestea este o speculație grosolană sau? Nu, doamna Turcan. Nu. Speculația cu schimbarea macazului UDMR către PNL. Nu știu, eu nu pot să știu ce gândesc. Sunteți cei la vârful partidului cei din conducerea UDMR, dar nu știu ce gândesc cei din conducerea UDMR. Sigur că în mod normal, la fel cum colaborăm în Partidul Popular European, acolo colaborarea merge bine? Am putea să colaborăm și aici, dar niciodată, sau nu întotdeauna, colaborarea de acolo s-a suprapus peste colaborarea de aici, și cei de la UDMR au prioritățile și oportunitățile lor. De multe ori le-au obținut mai ușor cu Partidul Social Democrat și colaboratorii acestora. Nu e nicio problemă, noi înțelegem, asta înseamnă politică, negociere continuă. Problema este... Nu știu cum înțelegeți, pentru miza, că domnul Orban era foarte supărat și legat de foarte miza, pornit. Legat de miza acestor europarlamentari, sigur contează mai mult, cred eu, că pentru noi. Suntem singurul partid în România care contează la nivel european. Facem parte din cea mai mare grupare politică europeană. Din păcate, pentru România, Partidul Socialist, Social-Democrat, este pe cale să plece din, și cred că și dorește cel puțin domnul Dragnea să plece. El dau în judecată pe șeful lor, pe domnul Timmermans. Șeful de la ALDE a anunțat că vor să scape de ALDE din România și vor să ia pe cei de la USR. Deci cred că miza pentru domniile lor, ținând cont și de mesajul eurosceptic și anti-european, nici nu știu ce mai candidează. Mesaj anti-european? Din partea socialiștilor? A fost? Socialiștii din România. Da. Care pentru orice... Eu nu mi-aduc aminte dacă ar fi fost... Care pentru orice neîmplinire a acestei guvernări găsesc vinovat în Uniunea Europeană. Ori să vii cu un mesaj de ăsta și să vrei să îți trimiți parlamentari în Parlamentul Europei, n-are nicio logică. Eu aș sta acasă să fiu în locul domnilor. Mâine totuși va participa la deschiderea Congresului UDMR președintele Senatului, președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. În mod sigur va avea un mesaj, zic eu, ferm către colegii de la UDMR. Dumneavoastră, cum vedeți, domnule Bota, aceste posibile mișcări sau reașezări înainte de europarlamentare? Nu știu cum. Dar de ce aveți mesaje anti-europene? Nu avem. Nu domnia sa premier și domnul Dragnea, nu domnia sa. Nu, persoanele se exclud de la masa aceasta. Poftiți? De când suntem în Uniunea Europeană, poate singurul guvern care a ridicat capul din pământ și nu a stat cu capul și nu i-a privit pe cei de la Bruxelles cu ceafa, s-au ridicat și au spus: vedeți că ne tratați ca pe cei de mâna 10-a, ca pe o țară de mâna 3-a. Nu aveți dreptate. Voi acolo faceți și nouă ne dați peste mână și spuneți voi n-aveți voie să faceți. O altă temă care... Dacă asta înseamnă să fii mesaj anti-european sau să fii demn în fața europenilor și să-ți aperi interesul țării tale și acțiunilor tale politice ca țara să-ți meargă mai bine, înseamnă că iau dreptate. N-am cum să nu ne întâi ediția de astăzi, înainte de a vă pune o întrebare vis-a-vis de persoana doamnei Laura Codruța Căveși. Domnia sa își dorește foarte mult să ajungă prim procuror șef la nivel european. Am înțeles că are mici probleme acum la depunctarea domniei sale în diferite faze. PNL-ul de ce o susține pe doamna? Pentru că PNL-ul înțelege să susțină orice candidat românesc la o demnitate europeană. Simplu.
orice candidat român, scuze. Orice candidat român la o demnitate europeană este normal să fie susținut. A, în cazul în care ar fi fost cineva din fieful PSD, ați fi susținut? Nu. Doamna, Pe logica dumneavoastră mă duc acum mai departe, dacă ar fi fost domnul Tudorel Toader. Dar vedeți că n-a fost, pentru că trebuie să te cheme cineva să te nominalizeze. Nu doar să dorești. S-a înscris domnia sa, eu așa. E cu scriere. Da, cu scriere. Din nefericire, dar pentru domnia sa nu a fost. Partidul Liberal a avut foarte multe probleme la vremea respectivă cu DNA, cu persoana doamnei Căveși și totuși. Dar observați că doamna Căveși, eu n-am o dragoste deosebită față de domnia sa. Observați că este susținută și de alte țări și este susținută de toate grupările politice europene, și socialiste, și de alte... Păi de o țară foarte importantă, care se consideră importantă în Partidul Popular European, deși are probleme de identitate mai tot timpul, adică Ungaria, a zis clar acum câteva zile prin vocea domnului Victor Orban că nu va susține candidatura doamnei Laura Codruța Căveși. Da. Partidul domniei sale. Fidesul. Sunt partide mari, cum este UCD-ul sau partide din Italia sau din altă parte. Bine, dar și acolo se merge Bob cu Bob la vot. Este un vot în Parlament și un vot în Consiliul European. Deci sunt două vote. Dumneavoastră nu susțineți această candidatură în mod sigur. Știm foarte bine, nu dumneavoastră, PSD ALDE. Poziția partidului se cunoaște. N-am ce să comentez. La ce vă așteptați la europarlamentare? Deja se discută despre scoruri, se discută despre mișcări. De domnul Cioloș, dacă vă încurcă cumva pe cei de la PNL, pe cei de la PSD ALDE nu prea îi încurcă. Păi noi are cine să ne încurce. Alții. Da. Scorul pe care noi credem că o să-l obținem, o să fie undeva 26-27%. 26-27%, însemnând câte mandate? 9, 8 sau 9. 8, depinde, 9. Că la urmă mai sunt acele redistribuiri care pot să... Ca și la care pot să... PSD merge separat la europarlamentare. Cu 3 în față. Cu 3 în față? Da. Cu cifra 3 în față. Dumneavoastră câte a spus? La cu 2 în față. 2 în față. 26-27, da. 26, eu sunt mai realist. Cu 3 în față ca și procentaj. Da. Da, interesant. La prezidențiale încă nu vă gândiți foarte, foarte intens. După europarlamentare, care va fi un test foarte important. Noi suntem cu rânduială. Ce se întâmplă la prezidențiale? Totuși se mai discută pe coridoare, se discută în diferite grupări, ca să nu folosesc alt termen la dumneavoastră, ce se va întâmpla? Merge... La noi nu se discută. Domnul Dragnea merge la separat? La noi nu se discută. Ba, se discută. Colegii dumneavoastră care, discută. Care n-au altă treabă de făcut, discută. Care au treabă de făcut, domnul Dragnea la un moment dat, acum două zile, a spus că nu vrea să-i pună pe tavă partidul, adică PSD-ul domnului Călin Popescu-Tăricianu. Atunci vă spun așa pe șleau. Ce descifrați din asta? Ce descifrați din tot românul? Adică vor fi doi candidați. Vor fi, se va negocia. Se va negocia. După europarlamentare. După europarlamentare. Noi cu rânduială, la fel, pe rând fiecare. Cu domnul Cioloș după europarlamentare sau ce se va întâmpla? Pentru că vara va fi agitată. Este noi am clar cu domnul Iohannis. Anul trecut da. Că susținem candidatura domnului Iohannis. Domnul Iohannis are peste 45-46%, încredere. Mai mult decât dublu decât oricare dintre alți candidați. Din acest punct de vedere, noi suntem liniștiți. Dar apariția domnului Cioloș nu dă peste cap niște socoteli în PNL? O să ia și domnia sa niște voturi, dar... Dar nu de la PSD va lua. Dar nu suficiente cât să intre în turul 2, cu siguranță. Cine va intra în turul 2? Iohannis și... PSD. Cei din PSD ALDE sau, în fine, candidatul... Centru-stânga, să zic așa. Centru-stânga. Centru-stânga. Stimați domnul, mulțumesc foarte mult. A fost, după părerea mea, o discuție foarte interesantă. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Toate cele bune. Succes mult în munca zilnică. Eu vreau doar să fac un apel la toți basarabenii ca în 24 februarie fie să voteze pe liste suplimentare pe unde se găsesc, fie să meargă oriunde în țară, Europa, cu în țară buletin românesc. Și să voteze mă rog, candidații blocului acum. Am intrat și pe o felie electorală, cu partidele românești pro-europene. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. A fost domnul Sorin Bota, deputat PSD, și domnul Adrian Oros, vicepreședinte la nivel național al Partidului Național Liberal și deputat
PNL de Cluj. Cam atât pentru astăzi la Actualul Regional. Toate cele bune. Rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!